Bine v-am găsit la interviurile de CNews. Sunt Val Vâlcu, discut cu Lavinia Betea, psiholog, profesor universitar, biograf al soților Ceaușescu, autor al mai multor cărți istorice care se referă la perioada modernă, înainte și după 1989. Suntem la episodul al doilea al discuției despre amintirile lui Ștefan Andrei. Cartea îi se spunea Machiavelli, o reeditare la editura Corinta, unui bestseller, să spunem, a unui document important prin care ne putem lămuri ce s-a întâmplat în timpul vieților noastre, în la vârful politicii din România și nu numai. Ștefan Andrei, fiind ministru de externe, a influențat, a interferat cu politica externă a lui Ceaușescu din anii săi de glorie. Astăzi discutăm, am văzut ce se întâmpla la București, să vedem cum își aduce aminte Ștefan Andrei de viața internațională în acele momente, pornind de la, poate de la vizita în China. Aici este o răsturnare de situație, cum îi place presei să spună. Practic se temea de ruși după vizita în China Nicolae Ceaușescu și strângerea șurubului, întoarcerea la dogma a fost mai degrabă o măsură de precauție decât un moment de inspirație după modelul chinezesc. Nu este o răsturnare de situație acea vizită din China din 1971, așa cum s-a scris nu doar de către presă, ci s-a scris și de către istorici o bună parte din anii care au trecut. De ce s-a scris că este o răsturnare? Pentru că atunci au perceput oamenii, după revenirea lui Ceaușescu din China, schimbarea lui de macaz în domeniul politicii. Și aici este vorba nu doar de politica externă, ci este vorba și de politica internă. În ideologia comunistă aplicată, presupunând o viziune structuralistă, o viziune unitară. Adică, dacă nu știi ideologie, nu te poți atinge de aceste timpuri. În primul și în primul rând se considera că baza este economia. Economia aceasta românească, așa cum fusese ea gândită, are mai multe etape. O este o primă etapă în care noi copiem modelul sovietic, modelul economic sovietic. Suntem încadrați în acea structură a caerului care favorizează schimburile cu frații noștri, între ghilimele fie ziși, capul de listă și coordonatorul, dirijorul, cel care ține bagheta, după expresia lui Bodnăraș, pe care o preia și Ștefan Andrei, fiind Moscova, fiind Uniunea Sovietică. Să notăm că o bună parte din etapa de după cel de-al doilea război mondial, noi achitam încă datorii de război sovieticilor și așa cum am aflat din stenograma din septembrie 1965, chiar și atunci noi încă mai achitam datorii. Deci nu se punea problema unei politici făcute, politici economice făcute la București. Însă politica aceasta economică a fost pregătită. Încă o dată vorbim economia ca fiind miza în jurul căreia se învârt toate celelalte lucruri. Că de prin 58 deja a început să antameze relații economice cu cei care aveau o reputație în domeniul noilor tehnologii, mă refer la Germania, mă refer la Franța, mă refer la Marea Britanie, mă refer la Statele Unite ale Americii și vedeți, iarăși nu s-a spus un lucru extrem de important din care noi am fi avut mult de câștigat după 90,
ca aceste țări să aibă cu noi relații economice și după aceea relații diplomatice sau înainte relații diplomatice, le-au condiționat de plata datoriilor pe care le abusesem către ei în urma naționalizării din 1948. Și a trebuit să-i despăgubim ca să putem avea relații cu ei. Și aceste despăgubiri, vedeți, n-au intrat în discuțiile de după 90, când din nou s-a venit cu o listă de despăgubiri. Am despăgubit până și pe cetățenii care emigraseră în țările respective. O spune Maurer, o spune Mănescu, nu le-am dat mult, dar le-am dat. Și totul era făcut în ideea de a avea relații diplomatice, relații economice cu cât mai multe țări, baza fiind pusă de Gheorghiu Dej pe ideea noi vom deveni la rândul ne o putere industrială, sunt alții mai puțin dezvoltați decât noi, noi vom importa de la cei foarte avansați, vom implementa aici tehnologia lor, o vom disipa în mai multe unități după ce am cumpărat licențele, după ce am cumpărat licența, depinde cum era contractul de cumpărare a licenței, și le vom vinde altora. Cam aceasta a fost teoria. A intervenit apoi acel moment din 1964, declarația din aprilie spusă, 1964, din vremea lui Dej, în care a spus vom avea relații, care a fost o bombă pentru lagărul comunist, noi vom dezvolta relații cu toate țările, indiferent de regimul politic, și o spun că actualii politicieni, diplomați, ar trebui să mai se uite și către istorie în spatele nostru și să mai preia niște lecții, că sunt lucruri care au fost gata create, nu trebuie să le mai creezi tu încă o dată, și oricum, dacă reinventezi ceea ce există, nu-ți mai poți aroga niște merite. Și plecând de aici, ne-am avut o politică externă care ne-a detașat nu doar de acel cor din lagărul comunist, ci ne-a detașat la nivel mondial. Ceea ce a fost un lucru extraordinar, pentru că politicul, ce este de fapt politica? Ce înseamnă a face politică? Eu mă uit câteodată la televizor și am senzația că atunci când mai văd câte ceva dintr-un talk show, am senzația că pe ecrane sunt niște mutanți, mutanți spirituali, care după ce au încoțopenit în niște costume foarte frumoase, după ce au preluat o nouă limbă de lemn, pentru că și maniera aceasta de a vorbi cu aruncarea unor cuvinte englezești, cu niște termeni care se repetă și care până la urmă nu spun nimic, cu implementare, cu dezvoltare, cu reformă, cu structurare și așa mai departe, este tot o limbă de lemn. Asta până la urmă. Și cu Ceaușescu, după un început bun în care Ceaușescu, asta încerc să vă explic, liber, Ceaușescu a preluat această politică a lui Dej, l-a preluat pe Maurer, care se presupune că a fost Maurer și cu Bodnăraș au fost pionii ei, artizanii ei, deși Maurer, în interviul pe care i l-am luat, niciodată nu și-a arogat meritele de a fi fost el creatorul. A spus într-una, Dej era cel care avea capul politic, eu eram cel care trebuia să dau o anumită formă și sigur nu o spunea dintr-o anumită modestie, era omul pe care îl puteai scoate în lume, cu care să-i epatezi pe cei din lumea zisă imperialistă, care aveau și ei o reprezentare foarte schematică a ce înseamnă politicianul comunist. Un individ care vorbește și el limba de lemn stalinistă, incul și așa mai departe, și venea Maurer, care cunoștea nativ limba, avea ca limbă maternă franceza, tatăl era neamț, venea Maurer cu cele două limbi stăpânite la perfecție, cu anvergura aceea de avocat și mai ales cu prezența aceea fizică. Dacă te uiți la el,
cred că ar fi putut să fie, vizual vorbind, premierul oricărei țări din lume. Ei, în vremea lui, că am pornit de la 1971 și îmi cer scuze că explicația este mai lungă decât s-ar aștepta în presă, Ceaușescu a preluat aceste linii, l-a preluat pe Maurer, se mergea pe ideea că trebuie luate în considerare marile puteri, nu să te uiți cu atâta atenție la cei mici, că ei nu contează prea mult în jocul politicii mondiale. Lui Ceaușescu, care este de o zgârcenie structurală și care vine cu un voluntarism fără legătură cu realitatea, aici este marele păcat al lui Ceaușescu, îi se pare că totul merge prea încet, că trebuie schimbat macazul, că de ce trebuie să dăm noi atâția bani și să cumpărăm tehnologii, că lucrul cel mai bun este să apăsăm pedala și să-i obligăm pe muncitorii noștri să aibă invenții, că doar și el făcuse liceul în termeni stahanoviști, datorită profesorilor care i-au comprimat matematica celor deci 4 ani. Să nu se limităm pe... Deci momentul 71... Deci momentul 71... De Iliescu e... Când merge în China, merge în China, ce vede în China? Ce arată cei din China? Îi arată și ei ceea ce arată și Ceaușescu străinilor. Arată mai mult decât la noi... Mulțimile acelea de chinezi care roiesc în fabrici ca în stupul de albine, el percepe această mișcare, care proslăvesc conducătorul și îi se spune în China că noi vrem să ne dezvoltăm prin forțe proprii, ceea ce lui Ceaușescu îi se pare miraculos. Dar gândise și el un astfel de lucru, că nu era ceva atât de greu, pe ideea să nu dăm mulți bani. Ei, asta spune și gazetarul Naștiu și nici istoricul Naștiu până recent. Când se întoarce din China, spune ceea ce noi am văzut în China, ne-a făcut să ne dăm seama că e bine ce am gândit noi înainte și că măsurile pe care noi le-am gândit, și atenție, Iliescu fusese șef cu propaganda atunci, sunt bune. Și așa apar tezele din iulie. Dar, eu aș spune că erau încă de pe vremea lui Iliescu croite și mergeau în acest efort de economie și pe această idee, domnule, i-am școlit pe ăștia, pe români, avem o clasă de tehnocrați, avem facultăți, avem îngrășăminte chimice, avem tot. Acum vrem, pentru că Ceaușescu o spune în alte stenograme, în câtă vreme, zice el, prin anii 80, repară japonezii un vas. Era vorba de un vas care se stricase și intrase în reparație, aveam o flotă atunci. Și se răspunde, într-o lună de zile fac astfel de reparații. Păi ia voi să-mi faceți mie, zice el. Deci așa se exprima, să-mi faceți mie în 2 săptămâni. Deci aceasta este gândirea lui Ceaușescu. Și de aici face un fel de viraj în aceeași idee a comprimării timpului, a comprimării termenilor, a supraevaluării posibilităților românilor, da. Și spune, noi începem să vindem, facem în Asia, facem în Africa, facem în America Latină, începem să împingem mărful. Nu cred că ar vrea diplomații de acum să fie în locul ambasadorilor de atunci care aveau sarcini de export. Da, să nu comprimăm. Deci, la întoarcerea din China, escală la... În Rusia. Da, la Moscova, ca de obicei. Și acolo este certat, să spunem. Da, pentru că Uniunea Sovietică se afla în foarte proaste relații cu China. Și Uniunea Sovietică, ca purtător de steag, să-i spun așa, în tratatul de la Varșovia, așteptările sovieticilor erau ca linia pe care ei o dau, certurile și prieteniile pe care ei le au, să fie împărtășite de către toți coechipierii lor din tratatul de la Varșovia, adică prietenii mei sunt și ai voștri, dușmanii mei sunt și ai voștri. Ori tot de pe vremea lui Dej,
Bucureștiul nu s-a aliniat la această optică, iar Ceaușescu n-a fost prima dată în China în 71, a fost și în 64, când o delegație românească s-a dus în China să încerce să pacifice. Maurer a respins termenul de mediere, adică nu i-a rugat nimeni să fie mediator, era prea mult ca marile puteri comuniste, China și URSS-ul, să apeleze la acest stat care este mic în raport cu ei, ca să-i împace pe ei. Dar ei s-au erijat în acești soli de pace care ziceau nu este bine să fie în lagărul comunist disensiuni, trebuie să găsim un limbaj comun, pentru că nu folosește nimănui decât dușmanilor această schismă. Și când ajung la Moscova în 1971, mai ales după primirea aceea formidabilă care o face Mao, de fapt este o vizită în Asia Roșie, în care vizitează și Mongolia, vizitează și Coreea de Nord, îi ceartă și pentru cele vorbite și pentru ce au făcut acolo. Și atunci, vedeți, în ce au căutat acolo este prima întrebare. Pentru că în mod, așa cum înțelegeau sovieticii lucrurile și cum înțelegeau și ceilalți, în mod normal Ceaușescu ar fi trebuit să se sfătuiască, să ceară, cam așa, cam cum se întâmplă, vedeți, și acum sub raporturile pe care noi le avem cu Uniunea Europeană și cu maniera în care îi vedem pe cei care nu sunt în NATO. Ar trebui să avem o viziune comună. Cam bun, așa se punea ajunge problema. La Moscova îi se fac aceste reproșuri și eu asta am sesizat din amintirile lui Ștefan Andrei. Ne aflăm la 3 ani după 1968, invazia în Cehoslovacia, și atunci Ceaușescu, regimul său, decide să nu-i mai provoace pe ruși, să nu le dea un motiv pentru o intervenție și revine la comunismul pur și dur. Atunci, în acea perioadă, se elimină micile afaceri, cum să le zicem, cei care mai aveau magazine, ia o linie dură în agricultură, se lansează tezele din... Nu cred că această politică economică internă, încă o dată economică, nu este vorba de ce am spune astăzi drepturile omului, e vorba de economie, are vreo legătură cu să nu-i supărăm pe ruși. Pentru că noi căutam, nu noi, nu eu, Ceaușescu căuta, scuzați cacofonia, căuta într-una o linie proprie. El se imagina un mare strateg, un mare creator de practică și de teorie marxistă, cu toate că nu îl citise, mă îndoiesc că el l-a citit pe Marx și nu avea niște lecturi foarte vaste de ideologie, dar e ușor așa când auzi pe cei din jurul tău că se minunează. Nu, politica aceasta dură a lui economică provine din propria lui gândire, era total ostil ideii de proprietate privată. Total ostil. De fapt, poate că rămăsese cumva la leninism, pentru că nu este adevărat că Lenin ar fi fost indus în eroare când a suprimat NEP-ul. Nu, Lenin a suprimat NEP-ul considerând, și chiar există un citat celebru din el în care spune, foarte optimist este el, o singură piață liberă poate să recreeze capitalismul. Și Ceaușescu rămăsese undeva cu această gândire. Pentru el, observați-l până la sfârșit, el va fi un dușman, un potrivnic al proprietății private. Vedeți că discutam data trecută că nu fusese de acord nici măcar cu niște case de vacanță ale demnitarilor. Nu era de acord să aibă cineva două locuințe. Deci tu moșteneai, să presupunem că aveai un apartament la bloc cumpărat, îți mureau
părinții, bunicii, rămâneai cu o casă la țară. Erai obligat într-un anumit termen să renunți la una dintre ele. Atât de ostil era proprietății private. Existau niște reglementări privind chiar mediul rural. Acum n-aș ști să vă spun în acest moment că nu sunt pregătită din punct de vedere juridic, dar din câte cunosc eu, nici măcar grădina aceea pe care o cultivau oamenii de la țară în zonele cooperativizate nu erau ale lor, erau niște loturi date în folosință. Și datul acesta în folosință, în anii 80, și aici s-au aplicat foarte puțin gazetari, în anii 80, le dăduse un statut de iobag oamenilor care locuiau la țară. Ei trebuiau să cultive aceste loturi după planul impus tot de Ceaușescu și să predea statului la prețuri de nimic produsele agricole. Deci nu are, problema este că el s-a purtat cu sovieticii într-o stare, spun eu, de inconștiență. Adică într-una, în convorbirile pe care el le are, și credeți-mă, le-am urmărit, cu Brejnev, mai ales cu Gorbaciov, el discută de la egal la egal cu aceștia, ba mai mult decât atât. Îi dă lui Gorbaciov lecții. Îmi povestea translatorul care a tradus pentru Ceaușescu la întrevederea celebră când a fost Gorbaciov în România, când s-au întâlnit în fața șemineului 99. Cele două, nu 89, 87. Pentru că în 89, din câte știu, a trecut pe aici întorcându-se de la ședința din Germania, ședința Comitetului Politic Consultativ, cred, a tratatului de la Varșovia. În 87 a fost vizita la București și se vizită făcută în România și stau, are loc o cină în fața șemineului, cele două cupluri, translatorii, mai târziu translatorul lui Gorbaciov, translatorul român, nu a fost de acord cu maniera în care acela a cosmetizat oarecumva lucrurile, amestecând-o prea mult pe Elena Ceaușescu în conversație. Spunea că la masă, de regulă, spun traducătorii, nu se vorbesc niște chestiuni foarte politice. Dar Ceaușescu a început cu: dacă eu aș fi conducătorul Uniunii Sovietice, acesta a fost leitmotivul serii pentru Ceaușescu. Eu aș face mai multe locuințe pentru oamenii sovietici. Dacă eu aș fi conducătorul Uniunii Sovietice, eu m-aș duce mai des în fabrici și uzine. Culmea este că susținătoare, în timp ce Elena Ceaușescu de data aceasta tăcea din gură, susținătoarea lui Gorbaciov a fost nevastă sa, care spunea: și noi mergem, și noi ne preocupăm, și așa mai departe. Devenea și ea un fel de parte a acestuia. Și apoi nu mai spun cât de, nu știu, mie mi se pare lipsită de rațiune, putea să fie conduita lui Ceaușescu în anumite împrejurări, și mă refer la ședințele Comitetului Consultativ al Tratatului de la Varșovia, pentru că acolo își dădea drumul, în principal, cât de nesăbuit putea să fie, făcând tot felul de lucruri gratuite de cele mai multe ori, cum a fost aceea să reduci armamentul, când nu mai țin minte, cu 5% mi se pare pe vremea lui Gorbaciov, când a casat ceva care era vechi, când linia pe care Gorbaciov o adoptase în tratatul de la Varșovia fusese o propunere către americani de reducere împreună a armamentului, și acesta aștepta răspunsul americanilor. Iar Ceaușescu reduce unilateral doar pentru ca să arate că el face cu totul altceva decât restul. Altă chestiune care trebuie să fi deranjat cumplit era faptul că ne-am avut
aveam la nivel mondial cea mai mică contribuție militară pe cap de locuitor și raportat la NATO și la tratatul de la Varșovia. La fiecare, însă, la fiecare întâlnire însă, deși Uniunea Sovietică avea o contribuție incomparabilă cu cea a României, Ceaușescu vorbea ca și cum el ar fi cel care este cel mai îndreptățit dintre toți să vorbească și să dea lecții în numele celorlalți. Toate acestea în contextul în care noi aveam nevoie de țițeiul și gazele și materiile prime sovietice. Aici a fost drama. Da, dacă ne uităm la momentul 74, discuția cu Kissinger. 73 sau 74, când vedem exact ce se întâmplă cu acest balans geopolitic sau acest rol de intermediar pe care îl avea Ceaușescu. Kissinger îl roagă să discute cu Yasser Arafat, să vadă... Da, nici Nixon n-a venit în România să mănânce sarmale, așa cum a scris presa, că vezi, Doamne, fusese președintele Americii extraordinar de flatat. Nu mai putea de remușcări, probabil, sau nu știa cum să se revanșeze, că îl primise Ceaușescu înainte de a fi președinte cu mare pompă. Și vezi, Doamne, de aceea a făcut prima vizită a unui președinte american în 69. Nu, Nixon a venit, politica înseamnă să acționezi pentru comunitatea ta, în favoarea comunității tale, în consens cu interesele comunității tale. Evident, când spun acest lucru, nu intră într-o astfel de aserțiune politică a lui Hitler, pentru că trebuie înțeles într-o anumită morală care nu-ți dă dreptul să le faci celorlalți rău. A venit pentru că avea nevoie să iasă din războiul din Vietnam. China reprezenta un pericol extraordinar. China dorea, după spusele lui Mao, ce înseamnă pentru noi un alt război mondial, că mor nu știu câți chinezi, că sunt de unde. China nu era pentru încetarea ostilităților, China era pentru alimentarea în continuare a vietnamezilor și continuarea războiului în lupta cu imperialismul. Rusia a păcălit, China sprijină războiul, guvernul nord-vietnamez are o contribuție importantă la victoria, să-i spunem, comunismului în Vietnam, după care rușii întorc pe vietnamezi împotriva Chinei. Ține tot de schisma dintre China și Rusia și ține de influența predominantă pe care ar fi urmat să o aibă una dintre ele în Asia. Aici este problema. Deci și ajutorul pe care cele două mari puteri comuniste îl dau Chinei este impulsionat, ca să spun așa, de interesele pe care le au ca și agent primordial de influență în lumea comunistă. Și Nixon, când vine în România și mai departe, relațiile pe care noi le avem în respectiva perioadă cu partea americană sunt niște relații care țintesc și către găsirea unei căi de comunicare cu China. Americanii percep că nu este în momentul în care s-au creat în lumea comunistă doi poli mari de putere. Este Uniunea Sovietică, China, înainte fusese după cel de-al doilea război mondial doar un pol de putere, Moscova. Acum devine și Pechinul. Și Statele Unite ale Americii încearcă în conformitate cu o politică bună care cere să ai relații, să cunoști ce se întâmplă, să știe ce se întâmplă și dincolo și să aibă o cale de comunicare. Calea de comunicare este Ceaușescu. Una dintre ele. La fel în Orient. Exact. Speculând deschiderea pe care o avea România atât către Israel cât și către țările arabe,
Am fost... Este solicitat rolul de intermediar și par destul de... De fapt, să văd până azi ce propusese Ceaușescu, să fie o... în Cisjordania și Gaza, cu un coridor între ele, să fie un fel de federație în care să se administreze, să aibă autonomie arabii și, și să, să recunoască statul Israel. Să ajungă ei înșiși să se pună la masa tratativelor. Ceea și, ce s-a întâmplat. Da, ce, noi am fost singurii din... lagărul acesta comunist, pentru că e, când vorbesc despre țările cu regimuri comuniste, cred că este corect să spun lagăr comunist, care după războiul de 6 zile din 1967, nu doar că am menținut relațiile cu Israelul, ceilalți l-au întrerupt, exact după cum a fost, a dat din baghetă dirijorul de la Moscova, în 69 le-a ridicat la rang de ambasadă. Și prin noi au găsit și evreii căi de înțelegere cu lumea arabă, cu lumea arabă, toate celelalte state comuniste fiind în relații în general bune, ceea ce pe noi nu ne-a favorizat într-o primă etapă. Am avut chiar niște disensiuni cu lideri ai lumii, cu lideri ai lumii arabe. Însă, până la urmă, a fost o chestiune benefică. Deci, aceasta a fost partea bună asupra căreia... Asta cu beneficul am dubii. Uitați că nici Gheorghe Gheorghiu, deci nu cred că a făcut din patriotism desprinderea de Moscova, nici Ceaușescu nu a făcut acest balet, sau cel puțin noi n-am simțit că ne mai bine în urma... jocurilor astea, ci ca să se mențină ei, să nu fie schimbați atât de ușor de Moscova. Avusese exemplu că atunci când se schimba conducerea la Kremlin, în, ca o undă așa pe suprafața unui lac liniștit, se arunca piatra și venea valul schimbării până la cel mai mic sau cel mai îndepărtat stat comunist. Eu când ajung la tema aceasta a patriotismului, am o reacție din aceasta de recul. Și mă întorc către... Mă întorc către specializarea mea în psihologie. Nu există o instrumentalizare a termenului de patriot în psihologie. Nu există niciun test care să fie abilitat, care să-ți permită să spui despre cineva că este așa, patriot sau nu este patriot. Nu din altruism să le fie mai bine românilor. Nu, nici nu e nevoie de... Nu e nevoie de altruisme în politică. În politică este nevoie de rațiune. Tot întorcându-mă la partea de psihologie, să știți că toate deciziile au ca și substrat subconștientul care ține de interesele tale personale, fie și cele de supraviețuire. Este evident că aceste interese de independență a unei țări, a unei comunități, a unei regiuni, plecând de la triburi, trecând prin Mihai Viteazu, mergând până unde vreți, ține și de dorința conducătorului de a supraviețui, de a fi autonom, de a avea o anumită poziție. Este normal. Este normal. Acela nu este un supraom. Funcționează ca și dumneavoastră, funcționează ca mine. În primul și în primul rând, cel mai puternic instinct este instinctul de supraviețuire. Că mai departe, indicatorii economici, indicatorii statistici, aici mergem după, redau un progres. În ce se măsoară până la urmă politicul? Buna politică. În gradul de libertate al oamenilor, de care se face atâta caz în zilele noastre, deși nu actualii politicieni ne-au dat acea libertate, și în gradul de bunăstare.
comparativ cu ce? Cu cei din jurul nostru, cu cei care au fost ca noi cu trecutul. În cazul României, politica asta de independență a lui Ceaușescu nu corelează niciun fel, nici cu bunăstarea, nici cu libertatea. Era din ce în ce mai puțină libertate, cenzură, represiune și tot mai mare sărăcie. Anii 60, anii 70, dacă uitați pe indicatorii statistici, încă o dată, eu nu-mi permit să pun etichete. Dacă uitați pe indicatorii statistici și acest indicator, cei importanți sunt speranța de viață, sunt nivelul de școlarizare, să nu uităm că sunt 10 clase, începând din 68 obligatorii, și aici la fel ne detașăm pozitiv față de alții, sistemul de asigurări sociale, erau oamenii pensionați cu toții, sistemul de sănătate, era vorba de îngrijiri medicale. Pensionare în afară de ceapiști. Și erau pensionați, însă ținând cont de felul în care CAP-urile prosperau în vremea respectivă, veniturile lor erau aproape nule, doar că nu prea mai rămăseseră ceapiști, cel puțin în zona mea. Oamenii destul de repede, prin anii 60-70, când au văzut ce se întâmplă, eu vreau să vă spun că în anii 80, eram gazetar în 87 și cunosc aceste realități. La finele anilor 80, găseai în sectorul zootehnic, exceptând specialiștii, găseai ceea ce astăzi numim persoanele cu CES, cu cerințe speciale. Aceștia mai rămăseseră acolo. În rest, oamenii cu 10 clase nu se duceau să mai curețe după porci la modul clasic, se calificau cu toții și plecau. Deci, practic, noi în anii 80 aproape că nu mai aveam țărani, oricât am vorbit de ceea ce se întâmpla pe hârtie. Nu cred că trebuie să mai amendăm acum regimul comunist ca fiind unul care n-ar fi atins apogeul, gloria, pentru că n-ar fi atins-o. Regimurile comuniste au murit de moarte naturală. Eu de aceea vorbesc cu atât de multă detașare. Sigur, da. Și nu, niciodată nu mă simt... Au murit fără să creeze atâtea suferințe populației pe care o administrau. Cehia, Ungaria, bun, nu pune RDG unde era vitrina... Cehia și Ungaria, noi am fost, Bulgari. Să știți că noi încă eram, există într-una se fac clasificări la nivelul caerului. Noi chiar și atunci eram ca și acum, la acolo, pe treapta vecină cu Bulgaria. Și atunci eram la fel. Pentru că decalajele acestea altfel au intrat în regimul comunist Ceoslovacia, altfel a intrat Ungaria, altfel a intrat Germania, deși după război au fost eforturile acelea enorme. Vedeți, acum dacă stau să mă gândesc, ar trebui să ne punem mai multe probleme și să vedem cum a izbutit totuși Germania, decimată de război și bombardată cum a fost, să-și refacă industria, să prospere comparativ cu noi. De fapt, și noi am fost tot țară învinsă război. RDG, care a trebuit... Vă referiți la RDG? Da, mă refer la RDG. Deși era decalajul mare între RDG și RFG în 1989, comparativ cu noi, nivelul de... indicatorii statistici sunt superiori în RDG. La finele anilor 80, problema lui Gorbaciov este, și o spune celorlalți, referindu-se la sovietici, le spune cam în termenii aceștia. Mie îmi vine foarte greu să dau socoteală poporului sovietic cum se face că sovieticii care au câștigat războiul trăiesc mai prost decât aceia care l-au pierdut. El se referea însă la faptul că trebuie să dea și ceilalți cer într-una materii prime cu prețuri preferențiale în cadrul caerului și anunță că le va da cu aceleași prețuri ca și tuturor. Bun, aici în faptul că nu s-au recuperat decalajele,
s-au mai redus decalajele, chiar față de Cehia, Ungaria, faptul că a sărăcit populația, că era, au fost, se nu datorează, este vinovăția managementului. Populația n-a sărăcit. Veți fi surprins, cum am fost și eu surprinsă, cât de mulți bani la cec aveau oamenii. Păi da, pentru că se tipărea hârtie, era un leu marfa, avea 9 lei hârtie circulație. Pentru că nu aveam ce face cu ei. Păi da, asta zic, nu aveai ce să cumperi cu ei. Deci cât de multe economii, aveau oamenii. Ideea era că au construit și chiar spune Ștefan Andrei, se făceau unități din acestea productive, industriale, fără legătură cu axele de comunicație. Jivkov îi reproșează, doamne, fă-le pe malul Dunării, dar Ceaușescu urmărea așa numita repartizare uniformă în teritoriu. Da, aici era... Nu doar asta era. La un moment dat am fost foarte surprinsă. La Arad a fost o mare fabrică de vagoane din Interbelic, există, lucrau acolo peste 10.000 de muncitori. Și evident, la început când s-au produs vagoanele, în afara componentelor de import, totul se producea, se asambla în fluxul tipic celei de-a doua revoluții industriale, adică un fel de bandă rulantă. Ei, nebunia aceasta a repartizării proporționale a forțelor de producție, că așa suna, pe tot cuprinsul României, adică crearea de noi capacități industriale pretutindeni, mai ales în zone care nu aveau niciun fel de tradiție industrială, gen Bistrița Năsăud, gen Călăraș, gen Teleorman, unde făceau niște fabrici care făceau subansamble pentru, da, pentru alte întreprinderi mari. Vă spuneam că am fost foarte mirată să constat, este foarte interesantă geografia economică. Eu nici n-am știut cât de interesantă este până după 20, când am citit un manual pentru cei de la ASE. Și de acolo am aflat, că fabrica de vagoane din Arad era într-un circuit care presupunea 300 și ceva de furnizori. Vă dați seama că în momentul în care unul dintre ei nu-și făcea planul, și planul nu putea fi făcut crescând în ritmul în care creștea, în momentul în care unul dintre ei nu-și făcea planul, îi inducea pe toți ceilalți în ceea ce astăzi ar fi faliment. Deci, transformarea practic, economia aceasta planificată, dar am ieșit din sfera politice externe, economia aceasta planificată ar fi dus în condițiile industriei moderne noi eram deja în cea de-a treia revoluție industrială, dar noi nu știam, vorbesc la nivel mondial, ceea ce a gândit Marx și cu Engels în manifestul Partidului Comunist a fost în 1848, când erau începuturile primei revoluții industriale și existaseră chiar greve ale muncitorilor împotriva mașinilor că vor rămâne șomeri din cauza mașinilor, la fel cum își pune acum lumea problema că dacă vor lucra roboții, ce facem noi pe lumea aceasta, nu noi. Da, că bun, mașinile... Nu vom apuca noi... Mașinile locuiau forța fizică și trebuiau dirijate de oameni. Deci nu s-a întâmplat să rămână șomeri. Ce te faci însă când forța intelectuală a mașinii e mai puternică decât... Nu văd care ar mai fi locul oamenilor. Bun, deci e cu tot altă discuție. Și acestea sunt deja niște întrebări de domeniul SF-ului pe care și le-a pus într-una lumea. Vine mâine. Hai să ne întoarcem la... Apropo de a treia revoluție. Această economie vedea România, că vorbeați de patriotism dumneavoastră. Pentru ea România era o întrepriză personală care trebuia să funcționeze ca o bandă rulantă la scară națională. Inclusiv oamenii
trebuiau să funcționeze ca atare. Te trezești dimineața, nu vă spun că la finele anilor 80 Ceaușescu făcea calcule, vorbea în CPX că ar trebui ajunge unui om cam două perechi de papuși pe an și vreo trei costume. Cred că se visa ca primul care intră pe poarta raiului comunist la, în maniera în care el pierduse da, în contactul cu realitatea. Cred, a avut loc vizita în Texas, în America și au fost patru vizite ale lui, să nu mă spune să le spun. Ideea e că ajunge la este îndrumat către o cred că Texas Instruments sau o fabrică de calculatoare și acolo îi se arată tot felul de simulări, modele, vede ce înseamnă forța IT-ului. Am zice, azi inclusiv vi se arată imagini din satelit cu Marea Neagră, rezervele de gaz din Marea Neagră și au loc discuții privind proiectul pe care ar fi trebuit să-l facă Exxon în urmă cu... El a cerut, iarăși o să vă surprindă, Fondului Monetar Internațional inclusiv bani pentru construcție de autostrăzi. Dar nu s-a aprobat. Nu îi se arată. El vrea să vadă. Într-una cere să vadă lucrurile cele mai avansate din punct de vedere tehnic. Iar ei îi arată peste tot pentru că se așteaptă să cumpere. Nu-l duc în... În plimbare, sigur. În plimbare, ca la grădina zoologică. Bun, dar în loc să facă autostrăzi, a construit Casa Poporului, nu avea nevoie de niciun credit pentru autostrăzi. Dacă ne gândim cât ciment, beton, marmură și altele s-au introdus în Casa Poporului, terminai autostrăzi. Așa spunem noi acum. Mintea lui procesa altfel realitatea. Să știți că este o mare greșeală, iarăși mă întorc la psihologie, să-ți imaginezi că omul din fața ta gândește la fel ca tine. Se numește eroare fundamentală de atribuire. Fără pentru el era foarte importantă un edificiu sigur. Care să rămână peste veacuri. Mausoleu, și... sigur, dar spunea că nu mai acredite, dăduse un decret că nu mai acredite. Asta în 89, aia... eu vorbesc de și perioada... Și observa Ștefan Andrei, sau vii să explică lui Ceaușescu, domnule, stai că avem o afacere bună, austriești, nu știu, era... Zicea, păi, în martie 90 dăm un decret că suspendăm acest decret câteva... Așa luni, făcuse, zile, așa făcuse și când și-a făcut nevasta... Doctor a suspendat niște proceduri de astăzi până poi mâine. Și de până l-a reluat. Sigur că da, sigur că da. Din bun. Acest punct de vedere, este profund imoral. Și culmea este că am stat de vorbă cu... Da, în schimb, face apel la principii tot timpul, la principiile leniniste. Pentru alții. Da. Quod licet Iovi, non licet Bovi. A doua vizita în China, în... Întâlnirea cu Deng Xiaoping, un moment în care Hua Guofen era președinte și negociase ministrul român, nu mai știu care, cu Hua Guofen să ne dea chinezii petrol. Și Deng Xiaoping a zis nu, e și acest moment. El căuta petrol peste tot și de fapt și ultima lui vizită în Iran, din ce mi-a povestit ministrul de externe de atunci, Ion Stoian, acesta a fost mobilul să primim, pentru că el nu înțelegea, pentru el a declara, a închide o fabrică, a o declara în faliment sau pur și simplu a spune de astăzi încolo nu mai funcționează sau îi dăm o altă destinație, ar fi contat ca un fel de înfrângere. El se situase pe un fel de axă a continuului progres în care nu accepta în niciun fel eșecul. Până la urmă, chiar și evoluția omenirii, cea mai bună reprezentare și evoluția noastră personală, este sub formă unei spirale în care tu nu mergi ca și racheta drept înainte,
ci te întorci oarecumva lin, ai anumite momente de derapaj, de cădere, ți se închide o ușă, ți se deschide alta. El privea lucrurile în galopul acesta al cincinalelor în care intrase, ca și cum ar fi trebuit să fie, ca un fel de, cum ar fi la noi acum calculatorul, în care tu apeși pe o tastă, totul funcționează și totul merge mai mult și mai mult și mai mult. Ați spus în final o stenogramă din 88 decembrie, nu știu, ura la mulți ani și spunea să retragă armata din muncile agricole. Dar să mai o folosească acolo unde toate erau cu două sensuri. Adică lăsa loc și să o folosească acolo unde e nevoie în construcție, agricultură, dar să nu mai folosim în economie. A retras-o la un moment dat din cauza accidentelor, pentru că soldații nu erau calificați mineri, a retras-o din munca subteran. Însă din agricultură nu avea cum să o retragă. N-avea cu cine, noi, da. Elevii care mergeam la cules de struguri, făceam acolo dezvoltare personală, cum nu eram armată. Noi eram mult prea puțini și pentru nu contam ca o forță serioasă militară. Mai mult stricam decât recoltam. Dacă ne gândim la politica externă, se observă în ultimii ani că nu mai conta. Americanii discutau cu rușii direct. Nu mai conta, rușii au început să discute, Gorbaciov a mers în China. Nu doar că nu mai conta, îi perturba pe toți, pe toți. Îi deranja, el își supărase de multă vreme coechipierii aceștia din tratatul de la Varșovia. El în tratatul de la Varșovia, rolul lui a fost continuu, am și scris, am un capitol, l-am intitulat Gică Contra, în tratatul de la Varșovia. Gândiți-vă că el avea pretenția ca acest tratat să fie condus prin rotație. Sovieticii nici nu vor să audă, adică cum, dacă se... pleacă într-un război mondial, conduce cine armata sovietică? Un general român, da, și la care el spune nu-i nimic, să rămână așa, dar să nu dăm în presă. Deci el în presă ar fi vrut să ajungă doar atitudinile acestea ale lui de frondă, care erau absolut gratuite, în afara faptului că îi enerva pe ceilalți. Vedeți că o spune Ștefan Andrei, a fost una dintre revelațiile cărții. Cum îl șantajează pe Brejnev cu prelungirea tratatului de la Varșovia în 75. Pentru că, și aici sunt convinsă că a fost găselnița lui Andrei, că n-avea Ceaușescu nerv ca să se uite pe tratate și să fie atât de expert în limbajul tratatelor, cu toate că juriștii știu că a luat lecții și de la un expert în relații juridice internaționale. Expert care, din câte știu, s-a sinucis după 90, fiind profund atacat în calitate de ceaușist de către colegii lui. Deci ce face în 75, când îi se atrage atenția că expiră înțelegerea încheiată, acordul pentru constituirea tratatului de la Varșovia încheiat în 1955, ce fac eu mai departe? Că era pe 10 ani cu 10 ani de prelungire. Da, 20 de ani fuseseră, 75 vorbesc. Ce facem acum? Îl mai prelungim? Ceaușescu n-ar fi vrut să-l prelungească. Vă dați seama ce reputație mondială ar fi dobândit dacă spunea eu, nu mai sunt, vreau să desființăm tratatul de la Varșovia, dar el voia o desființare simultană a celor două tratate. Ceea ce, în opinia mea, încă o dată, în opinia mea, este o viziune progresistă ar fi fost, zic eu, acum. Dar în egală măsură nerealistă. Mă rog, i-am spus progresistă. Așa. Consensuală, idee de pace mondială. Nu este politic corect. Mă întorc.
Și atunci vine ideea în privința aceasta, vedeți, ceea ce nu m-a lăsat, singurul lucru care nu m-a lăsat, au fost două lucruri care nu mi-a dat voie Ștefan Andrei să apară în carte așa cum le vorbise. Unul dintre ele a fost cel în care spune despre inteligența lui Ceaușescu că este o inteligență sifilitică. O inteligență de sifilitic. Deci diabolică. Cu niște, da, cu niște țâșniri geniale din când în când, pe un fond în care pot să fie și niște țâșniri... Deci o formă malefică. Exact. O formă nebunească. O inteligență care iese din rațiunea acceptată ca rațiune. Și cel de-al doilea lucru, ca să închei cu asta, nu mi-a dat voie să scriu povestea cum a fost mazilit Burtică, prietenul lui Burtică. Se temea de o conspirație, de o coagulare a unor... Nu. Păi Burtică a fost mazilit pentru niște afaceri pe care le-a făcut cu Triță Făniță, dar Ștefan Andrei a spus, Burtică trăind atunci și făcând o figură de dizident și de om de afaceri, nu vreau să stric o prietenie de o viață pentru două pagini de carte. Aceasta a fost motivația lui Ștefan Andrei. Reîntorcându-mă la tratatul de la Varșovia, spune, ei, îl constrângem să ne dea petrol. Și așa face. Totuși nu ne dau atât cât dau celorlalți. Nu ne dau atât, deși nu o spun direct, adică dacă voi sunteți mari și tari, voi nu vă aliniați la rigorile pe care le presupune această organizație supranațională, de ce vreți, aceste organizații supranaționale, de ce vreți ca noi să ne aliniem la pretențiile, la privilegiile pe care le acordăm celor care se aliniază, pentru că era vorba de niște privilegii, plățile care se făceau de către cei din Caer erau substanțial mai mici decât exporturile pe care le făcea Uniunea Sovietică. Aflăm din memoriile lui Ștefan Andrei că o chestie interesantă pentru cei care am trăit atunci și nu știam cât era datoria externă, aia pe care o plăteam cu foame, cu frig, că de fapt s-a plătit într-un an de zile sau în doi ani de zile, nu în tot deceniul. Ba da. Nu. S-a plătit în tot deceniu. Ultima tranșă s-a plătit în martie 1989, când Oșa anunță în CPEX ca pe o mare victorie. Și atunci unde mai avea și 3 miliarde puse deoparte? Până în decembrie. El ar fi vrut să recupereze până în decembrie, pentru că aici a fost șocul și acesta a fost unul dintre motivele sfârșitului lui dezastruos. N-a deschis robinetul după ce a plătit toți datoria. Toți oamenii s-au așteptat ca după, inclusiv cei din jurul lui, după cum ați văzut la Ștefan Andrei, pentru că el nu se confesa, el nu spunea ce proiecte are, nici măcar celor din conducere, oamenii se așteptau ca după surlele și trâmbițele cu care a anunțat efortul, împlinirea efortului, plata datoriei externe, deși nu noi o făcuserăm, nu știuserăm noi de ea. L-a mințit și pe Gorbaciov când i-a spus că de fapt au împrumutat directorii de uzine și miniștrii fără ca să-i spună lui, nici vorbă să fi fost așa. A fost tot un proiect greșit, ca să zic așa, acela în care împrumutăm, tehnologizăm, exportăm și ne îmbogățim, se așteptau la o relaxare. Să încetăm cu acest export masiv, mai ales partea aceasta de produse agricole care mergeau către sovietici. Sovieticii ne-au condiționat după venirea lui Gorbaciov petrolul și gazele de carne și produse agricole, în contrapartidă, nici de cum în bani. Dar noi făcuserăm niște contractări atât de mari încât nu eram în stare să livrăm. Aveam un grafic zilnic de carne de oaie, de carne de pasăre, oricum nu produceam nici pe departe. Iar el venea cu niște planuri că la un moment dat, așa putea fi și Ștefan Andrei ținut în frâu, că vedeți, eu îl întreb câteodată,
Dumneavoastră, citindu-i stenogramele, dumneavoastră, ce ziceați când auzeați așa ceva? Că în 4 ani de zile o să mărească de 5 ori exportul cu RDG-ul, de nu știu câte ori cu URSS-ul, că pe cap de locuitor în România va fi plan de export de 2000 de dolari. A, zice Ștefan Andrei, acolo, povești vânătorești, zice, l-ascultam și ne gândeam la ale noastre. Că dacă nu aveam aceste stenograme, Ștefan Andrei putea să-mi spună, vai, ce dizident eram eu și ce... Ei, de fapt, stăteau acolo toți cu capetele plecate și el se lansa în niște discursuri fără legătură cu realitatea. Și plănuia oamenilor Congresul 14 al partidului, unde toți așteptau să spună, vă salut, mi-am făcut datoria, trec și eu în pensie, că am depășit cam de mult vârsta de pensionare pentru bărbați, tovarășa de asemenea a depășit vârsta de pensionare pentru femei, mă duc la Techilghiol sau unde s-ar fi dus. Spune Ștefan Andrei de ce nu poate să facă treaba asta și ați spus și noastră în episodul pe care l-am avut acum o săptămână, s-au dus casele de vacanță, s-a dus... S-ar fi găsit, pentru el nu-i problemă. S-ar fi găsit sau din dacă potrivă, pentru Maurer, nu. Dacă pentru Maurer primise acea... Dacă pentru președinția actual primesc ca și complement o casă, s-ar fi găsit și pe... Era cădea de sus, de la 42 de case, la 41. Ștefan Andrei spune că, dom'le, e poți să intri în cercul puterii, dar e foarte greu de ieșit. Și el explică în cartea noastră că trebuia să te muți înapoi la bloc, nu mai aveai acces la gospodăria de parte. Nu spune așa de clar, da? Nu spune, nu accentuează unde trebuie. Era... ca și pentru deținuții politici, răul cel mai mare, pericolul cel mai mare, suferința cea mai mare, familia. Da, sigur. Și, gândiți-vă, spune... când începea o nevastă, când începeau niște copii care se crezuseră... Și atunci Aușescu cum să plece de la toate astea și cu Elena... Era bătrân, Petrescu era lângă el, bolnav și eu cred că el ar fi plecat... Dacă nu era Elena... Dacă nu era ea. Iar el fusese, și o spune și Ștefan Andrei, trecuse, și am stat de vorbă și cu unul dintre medicii săi, trecuse prin vreo 2 cume diabetice. Bun, am vorbit și noi și cu profesor Oprâu și cu academicianul Mincu despre bolile lui Ceaușescu, dar dincolo de asta, cea mai gravă boală, beția puterii. Paranoia, sigur. Și ultima remarcă, așa, Ștefan Andrei zice, am prevăzut totul, dar nu am putut schimba nimic. Asta e epitaful? A fost o chestiune, cred că o dorință de cântec de lebădă din care să reiasă cât a fost el de clarvăzător. În fapt, n-a fost așa. Dovadă că s-a aflat în CPX în sigur, s-a aflat acolo în clădire, i-a luat, nu s-au așteptat la ceea ce s-a întâmplat, nu s-a așteptat nimeni la ceea ce s-a întâmplat dintre noi și mai ales toți cei care acum sunt atotștiutori, să nu uităm, nimeni nu poate, niciun teoretician, niciun istoric, nu poate să-și aroge meritul de a fi prevăzut căderea comunismului. Vă mulțumesc, vă mai aștept la deceniu și o nouă carte. Mulțumesc și eu. La revedere.